Marius, Bună, Cameliam. iată că ne revedem la episoadele de poveste și să știi că am primit foarte multe comentarii. Noi, adulții, suntem foarte încântați de aceste episoade despre povești, care iată că probabil ating și copilul nostru interior, dar în același timp ne relevă și înțelepciunea străbunilor noștri, spusă sub formă de metafore în aceste povești. Pentru astăzi ai ales povestea unui om leneș de Ion Creangă și abia aștept să o parcurgem. Și eu o să încep ușor, ușor și tu mă întrerup când simți să comentezi. Ci că era odată într-un sat un om grozav de leneș. De leneș ce era nici în bucătura din gură nu și-o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure, pentru a nu mai da plină de lenevire și altora. Și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului. Îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi, capi un butuc nesimțitor și hai cu dânsul la loc de spânzurătoare. De ce îl vedea oamenii greșit, Marius, și vreau să-l spânzure? Eu că nu făcea nimic și nu putea să fie util comunității. Au ideea asta care este și în Biblie observat, că Da. dacă cineva este ticălos, să fie omorât. Și este în regulă să facem asta? Cine Nu, suntem? că e poziționare. Exact. Adică el e ticălos pentru oameni, că le trebuie să fie, să-i deranjeze, pentru că pun pe primul plan munca, Exact. perfecțiunea, corectitudinea, chestiile astea. Deci el avea acolo un Un rol rol. corector. Da. Da. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care semăna a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei doi țărani zicând: Oameni buni, se vede că omul cel din car e bolnav, sărmanul, și îl duceți la vreo doctorie undeva să se caute? Ba nu, cucoană, răspunse unul dintre țărani, să ierte cinstita fața dumneavoastră, dar aista e un leneș care nu credem să mai fi având pereche în lume și îl ducem la spânzurătoare ca să curățim satul de un trândac. Alei, oameni buni, zise cucoana înfiorându-se, păcat sărmanul să moară ca un câine, fără de lege. Mai bine duceți-l la moșie la mine, ia cătă curtea pe costița aceea. Eu am acolo un hambar plin de cozmaci, ia așa, pentru împrejurările grele. Doamne ferește, a mâncat la cozmaci și a trăit și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Da, suntem datori să ne ajutăm unii pe ceilalți. Ce frumos a spus aici. De unde vine asta, Marius? Că suntem datori să ne ajutăm unii pe ceilalți. Ce vrea să spună asta? Este situația ideală, pentru că ne fiind o ființă comună, trebuie să ne susținem. Exact. Și atunci ne va fi bine, numai atunci ne va fi bine. Și cum facem, Marius, să ne reamintim asta? Pentru că uităm în E fiecare zi. suferință, nu o facem așa, că nu. Informația este, dar nu putem accepta, decât în măsura în care vom pierde avantajele proprii. Și asta facem, noi atragem durerile, suferința, pierderile. Și ne duce în starea de neutralitate, în zero. Și atunci ne vine mintea la cap. Trebuie să pierdem tot ce prețuim noi ca să putem să înțelegem. Altfel nu avem cum să înțelegem. În starea de bine, omul nu înțelege nimic. Omul este răzvrătit, se împotrivește lui Dumnezeu. El se funcționează ca o ființă diavolească. Se ridică deasupra lui Dumnezeu în starea de bine. Nu au bun simț, nu au bună măsură și nu au smerenie și simplitate și modestie. Nu au. Omul care are de toate și este bine, nu are așa ceva. Ăla este iadul. Deci omul vrea iadul. Așa cum am spus, el o viață întreagă are grijă numai de diavol și este un diavol. Da.
Nu, nu este o ființă, nu se comportă ca o ființă divină. Ființa divină nu vrea mai mult. Uite-te, spre exemplu, Iisus, ce avea ceva. Iisus nu avea nimic decât iubire. Și e destul. Deci noi nu suntem capabili să trăim la această măsură a ființei divine care suntem. Nici nu știm că suntem o ființă divină. Ne purtăm ca o ființă întunecată. Adică suntem egoiști, facem totul pentru noi. Și ne opunem binului tuturor. Și asta este. Dar atâta înțelegem. De ce vom avea parte? Și fiecare are ritmul său în funcție de ritmul de înțelegere. Deci cu cât omul își construiește ceva mai mare, își are mai multe plăceri, mai multe satisfacții, mai mult bine pentru sine, bani, caută ceva întotdeauna mai mare, mai mult decât îi trebuie, toate lucrurile astea îl vor judeca. La ieșirea din corp, pentru că el a pus preț pe ceea ce este secundar, vor striga împotriva lui. Și atunci își va da seama că el o viață întreagă și-a irosit timpul. Pentru că atunci când eram în iadul 2, toți ăia de acolo aveau regret. Au fost pe pământ, puteau să dăruiască, s-au ocupat cu adunatul. Deci este singur, deci motivul cel mai important al iadului. Iar când m-am întâlnit cu diavolul de 2 ori și am vorbit cu el, asta voia să mă convingă. Să fac totul ca să adun, să câștig, să mă bucur cu simțurile. Deci asta este de fapt diabolizare. Omul modern, el vrea iadul, el nu vrea pe diavol, pe Dumnezeu. Vrea pe diavol, vrea iadul. Așa crede el, așa a văzut în jur. Crede că e normal să fie așa. Și asta este și o critică asupra bisericii care de 2000 de ani nu a făcut nimic. Faptul că există bogați și săraci, există crize economice, financiare, există înarmare, există suferință, boli, toate sunt împotriva, strigă împotriva bisericii că nu a făcut nimic. Și nu face nimic. Nu are cum să facă ceva, pentru că ea disociază omul, desparte unul de altul. Îl împarte și îl face să urască pe Dumnezeu care vine în fața lui să formă unui păcătos sau unui netrebnic. Și devine intolerant. Intolerant, nemilos, crud, nu mai poate să iubească. Da. Mergem mai departe. Ia uzi, măi, leneșule, ce spune cucoana, că te-a pune la coteț într-un hambar cu pozmaci, zise unul dintre săteni. Iată peste ce noroc ai dat, bată-te întunericul să te bată, urăciunea oamenilor. Sar de grabă din car și mulțumește cucoane că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug, luându-te sub aripa dumneaei. Noi gândeam să-ți dăm snop și frânghie, iar cucoana cu bunătatea dumneaei îți dă adăpost și pozmeci, să tot trăiești, să nu mai mori. Să-ți puie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor, mare minune și asta, dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine, mai zice, zic că boii ară și caii mănâncă. Hai, dă răspuns cucoanei, ori așa, ori așa, că n-are vreme de sta la vorbă cu noi. Dar muieți-ți pozmagii, zise atunci leneșul cu jumătate de gură fără să crântească din loc. Ce ai zis, întrebă cucoana pe săteni? Ce să zică milostivă cucoană, răspunse unul. A întrebat că muieți-ți pozmagii? Vai de mine și de mine, zise cucoana cu mirare. Încă asta n-am mai auzit. Dar el nu poate să-și înmoaie? Auzi, măi, leneșule, te prind să moi pozmagii singuri, ori ba? Ba, răspunse leneșul, trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru astă pustie de gură? Ia uite, aici foarte interesant, Marius, uite, vezi că pe el nu i-a interesat acest lucru, era desprins, da? Că spuneam cu mâncatul când și în episoadele trecute, că Da. pântecul greoi nu are inima smerită, nu? Da, punte cu găină. Da. Și iată că el arăta că nici măcar asta nu-l interesa, nu se preocupa de asta și să meargă înainte Cel la... care este bine nu este smerit și cel care este bine vrea lumea lui Dieciară și nu vrea raiul. Asta este. Deci numai Da. cel smerit vrea raiul, cel care se împuținează. Dar cine se împuținează benevol, că vrea el, că înțelege el? Nimeni.
Probabil această stare a lui era o stare de desprindere despre care vorbești și tu, știi, de indiferență de față de materie, de tot, și ei o interpretau ca fiind greșit, că nu-i, na, că e leneș, că nu face, că nu drege exact cum fac toți ceilalți. Bun, hai să mergem mai departe. Atunci, unul dintre săteni zise cucoanei: bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, curge, dar degeaba mai voiți astica urzul pe gâște. Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai așa de flori de cuc să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat întreg n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva, dar ai pe cine ajuta? Doar lenea împărăteasă mare. Ce să-ți mai bați capul? Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se lehămăsește și de binefacere și de tot, zicând: oameni buni, faceți dar cum vă dă lumina Dumnezeu. Iar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit și fac felul. Și iată așa au scăpat și leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna și ține cureaua. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. E contradictorie. Într-adevăr, nu știi cine este în câștig. Pentru că oamenii care au pus binele lor pe primul plan, la un moment dat, binele ăsta se va întoarce împotriva lor, pentru că omul este lacom și nu poate să se oprească la timp. Da? Și își vor face rău. Pentru că vor chema forțele cerului să-i scadă. Pentru că sistemul acesta al iubirii nu poate să accepte agresivitatea interioară care vine din atașament. Deci nu poți să spui că omul care muncește este un ideal. Nu și câștigă cât mai mult bine pentru că el nu se poate opri. Ar fi bine dacă el ar dedica munca lui celorlalți și rezultatele muncii lui celorlalți. Atunci nu ar fi afectat. Dar pentru că fiecare muncește numai pentru el, asta este de fapt un necaz, nu e o virtute. Exact. Iar leneșul, pentru că nu erau ca ei și nu vrea nimic, leneșul îți arată că trăiești nu numai pentru a câștiga cât mai mulți. Trăiești că trăiești. Da, și ei îi pedepsesc pe cel care trăiește ca să trăiască. Și Da. omul întotdeauna pedepsește pe cel care nu este ca el, și care nu este conform idealurilor sale, da? Și omul acela era de fapt, le arăta lor că prea mult muncesc. Era un semn Da. divin în satul respectiv care le arăta că nu materia este pe primul plan, ci mai trebuie să se mai pondereze, să se mai autolimiteze, să rămână în puțin, că acolo este Dumnezeu. Da, uite că l-au răstignit pe Dumnezeu, l-au spânzurat. Și-au Deci și zis era că bun acolo, deci era chiar ideal. în satul lor nu mai primesc astfel de oameni, să mai poftească astfel de leneși, că tot... Da, păi ziceau că noi de ce să noi putem să punem bani de la bani și să-l Da. întreținem. Dar ai cu cine, zice? Adică el nu vrea deloc nimic. Da, refuza și ajutorul și absolut. Dar chiar merita să-l țină așa pentru să se uite doar la el și să-și amintească de fiecare dată că în momentul în care depășesc necesitatea, vor suferi. Deci Da. sunt extreme, erau două extreme. Asta am vrut Deci să vă spun. el exista pentru că ei erau un extrem a muncii Da. și l-au Altfel, creat. da. Altfel n-ar fi fost în realitatea lor, așa N-ar cum fi cred existat în realitate, da. fumătorii, bețivii și așa mai departe, ce tot creăm noi în viața Deci noastră. ei au blocat ceea ce le arăta cum sunt ei. Oglinda lor. E oglinda lor, da. Și au rămas pe idealizare. Adică în continuare munca și belșugul l-au pus pe primul plan. Înțelegi? Adică opusul nu-l acceptă. Opusul belșugului nu-l acceptă. Și atunci și-au făcut un program de autodistrugere în viitor, prin însăși acest fapt. Dar bineînțeles că ei nu știu asta. S-au autoblestemat. Adică tot ceea ce va depăși necesitatea va
va fi pentru ei pedeapsă, va fi pentru ei suferință. Nu vor putea să se bucure. Înțelegi? Apropo de, da, stai să terminăm cu povestea și după aia apropo de programele de autoblestem. Oare această poveste nu vrea să ne arate cele două căi prin care noi trecem, da? Deci cea de polarizare, da? Că am polarizat bine, rău, leneș, harnic și așa. Și a doua cale, de fapt, să urmăm calea de mijloc, de echilibru, să fim într-o stare de neutralitate, să acceptăm ceea ce este și așa și așa, ca fiind perfect așa cum este. Și vreau să te întreb, Marius, înainte să trecem la cealaltă poveste. Ai spus despre energia de autoblestem pe care noi o creăm singuri. Ce se întâmplă, Marius, când noi intervenim în viața unor oameni care nu ne cer ajutorul, doar să zicem că avem sentimente de compasiune și că noi vrem să ajutăm, da? Și intervenim în viața celuilalt sub o formă sau alta, fără să ne ceară ajutorul. Ce se întâmplă atunci cu noi? Noi preluăm din acea karma acelui om? Când intervenim fără să cerem ajutor, da. Deci preluăm din karma acelei ființe, nu? Pentru Da. că ce am făcut? L-am văzut greșit pe Dumnezeu, nu? Că Dar nu Dumnezeu. se poate interveni, trebuie să, decât indirect, în sensul că trebuie, vine, doctore, vine că te întâi pe tine. Deci tu dacă te cureți și te purifici, exteriorul intră în armonie. Deci oamenii aceia vin în fața ta pentru că tu nu ești în armonie, arată ce este în tine. Da. Și poate nu-ți dai seama ce este în ei și este în tine. Poate nu-ți dai seama. Atunci singura soluție este să cedezi. Cedezi și nu reacționezi, nu intervii, nu te opui. Atunci însă cederea respectivă curăță programele. Ei le curăță pe ansamblu. Adică nu știu în mod Da. clar că ce are omul ăla și ce este și în mine. Nu-mi dau seama. Și atunci am cedat la presiunea din față. Sau nu intervin. Asta e, că aici e vorba despre intervenție, să nu mai intervii. Da. Da. Și atunci se curăță mine. Când se curăță mine, omul din față se vindecă sau pleacă Da. sau întâmplă ceva. Deci dacă acel om apare în călătoria ta, fie că își cere ajutorul, fie că nu își cere ajutorul, tu observi de ce ți-a atras atenția, de ce este în călătoria ta, pentru că este clar că este și în tine și conștientizezi că este oglinda ta și este și în tine și tu nu intervii, că nu ai niciun drept să intervii, accepti și atunci te întorci către tine știind că acel om te conține, că este despre tine și tu dizolvi programul neintervenind. Dar intervenind ce faci? Încalci legile divine și poți să preiei din acea karmă, nu? Și cum faci să ai conștientizat că ai preluat din karma acelui om, cum faci apoi să echilibrezi acest lucru, după ce ai comis asta, după ce s-a întâmplat asta, cum faci? Păi tot așa, trebuie la toate situațiile de viață care vin în Care continuare, că vor veni în cedezi continuare. sau nu intervii. Exact, ok. Tot Deci, așa. ai intervenit, ai încălcat acea lege divină, dar Dumnezeu îți va trimite medicamentul prin alte situații de viață în care ți se Sigur, sigur. va. Dacă înțelegi, îți trimite medicamentul, dar diminuat puțin. Dar toți îl trimite. Ca să tu să nu mai intervii, da, ca să Să poți nu să. intervii sau să nu te opui, să nu te potrivești. Da. Da, și mai am o întrebare de la o doamnă înainte să trecem, am aici să ți-o citesc, o situație de viață, de la o doamnă care ne urmărește mereu. Bun. Această doamnă este cu partenerul ei de viață, care este și tatăl copiilor ei, au doi copii împreună. Au divorțat, dar nu s-au separat, trăiesc împreună și el merge cu foarte multe femei, o înșală foarte des și ea vrea să te întrebe dacă poate să hotărască, dacă este bine pentru ea, dacă este un gest de nesupunere din partea ei față de partenerul ei de viață, să nu mai aibă viață sexuală cu el.
Deci să trăiască în aceeași casă, dar să nu mai fie ca o soție, pentru ca o parteneră de viață, să nu mai aibă viață sexuală cu el. E un gest de nesupunere față de... N-am înțeles povestea. Da, deci povestea este că ei au fost căsătoriți, au divorțat, stau în aceeași casă, au doi copii, dar el continuă să se culce cu alte femei, mereu le schimbă ca pe șosete și face din când în când sex și cu ea. Și ea se simte frustrată pentru că el merge la alte femei și vrea să nu mai aibă relații sexuale cu el. Vrea să doar să stea în aceeași casă, el să fie tatăl copiilor și atât. Da. Sim. Da. Și este un gest de nesupunere față de el dacă ea începe. Nu. Nu. Nu ne spune, pentru că el nu e fidel. Ok. Deci, dacă face acest lucru, nu este un gest de nesupunere față de el. Ok. Da. Pentru că ea tocmai a stat în relație cu speranța că lucrurile se vor. Nu, se vor. Da, a pornit de la ea. A pornit de la ea, dar ea e conștientă de acest Da, pornind de la ea pentru că pune regulile lumii pe primul plan. lucru. Și atunci, devenind intolerantă, el s-a dus în altă parte. Pentru că nu mai bea, nu-i mai dădea energie. Deci nu este el de vină că se duce în altă parte, deci și tot ea. Dar pentru că este această situație și probabil că ea nu poate să renunțe la a pune regulile lumii mai pe sus de toate, adică absolutiza regulile lumii, nu poate să facă asta. Atunci el nu poate să nu se ducă la alte femei. Da? Și o soluție este acesta care a spus-o ea. Să nu se mai apropie de loc. Ok, deci este o soluție, da, pentru ea. Și ce ar mai putea ea să facă Să-și reducă atașamentul de idealuri și de virtuți. Și asta se face acceptând omul greșit, omul păcătos, adică tot ce zicea că nu e bine, este bine, de fapt, pentru ea. Când zice că nu e drept, nu e cinstit, nu e corect, nu e adevărat, nu este adevărat ce zice, este adevărat întotdeauna. Opusul este adevărul. Ceea ce se opune absolutizării noastre este adevărul. Așa trebuie să acționăm. Deci dacă noi absolutizăm corectitudinea, perfecțiunea, cinstea. Necinstea este importantă. Necinstea este adevărată. Pentru că trebuie să te ducă în zero. Deci ea cheamă forțele cerului să vină să distrugă toate absolutele. Și asta face. Este să înțelegem că sistemul universal al iubirii nu poate să accepte stridențele, ascuțișurile. Cumprindu-ne ascuțiș și cum vine și îl tocește. Deci nu perfecțiunea, nu cumințenia este idealul, că dacă absolutizezi cumințenia, primești inversul. Și atunci, și invers, dacă absolutizezi necumințenia, vei fi lovit din față cu o forță mai mare de necumințenie ca să poată să te ducă în cumințenie, adică ceea ce ai respins. Înțelegi? Deci întotdeauna te ia pe invers. Dar noi cel mai mult absolutizăm virtuți, adică un bine mai mare pentru noi și atunci ne vine cu rău. Dar răul este drept și divin. Nu e de respins. Este Dumnezeu care vine sub forma aceea ca să-ți distrugă ție absolutul. Pentru că absolutul face o chestie. Nu te lasă să fii tolerant, te face judecător. Deci, răul uman este binele divin, de fapt. Da, tot ce zicem noi că este rău este de fapt un mare bine. Faptul că bărbatul se duce la altele este foarte bine pentru ea, pentru că distruge idealurile. Este exact bărbatul care îi salvează viața, ei și a copiilor. Da, că poate să se Deci manifeste. îi face bine sufletului ei. O duce în zero. Adică nu mai are niciun fel de speranță. Îi distruge speranțele, îi distruge așteptările, visele. Îți dai seama că ea totuși rămâne acolo când ar fi putut să plece, să ceva o ține acolo, știi, în afară de copii. Da. Mulțumesc, Marius, pentru că mi-ai răspuns. Și mergem la următoarea
poveste de care nici nu am auzit până acum, de Petre Ispirescu, Cotoșman Năstrăvanu. Și hai să vedem despre ce este vorba. A fost odată o pereche de oameni, ei n-aveau copii. Într-o zi, fiind cu voie bună, zise bărbatul către femeie: Soro, dar de la mila lui Dumnezeu nu am avea și noi cumva copii? Să mergem pe câmp și ce vom găsi, aceea să ne fie copil. Bine zici, dumneata, frate, așa să facem dacă astfel ai găsit dumneata cu calea. De ce nu au femeile copii, Marius? De ce multe femei nu pot avea copii? Că am văzut și în povești de foarte multe ori. Pentru că nu iubesc. Iubirea te face moale și te face blând și vulnerabil. Deci, ca Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu poate să vină într-un corp care nu este asemenea comportamentul lui. Deci dacă femeia este orgolioasă și masculină, nu poate să vină acolo Dumnezeu. Deci ea trebuie să fie înfrântă. Bun. Vezi că ei trăiau bine și nevasta nu ieșea din cuvântul bărbatului nici cu negru, nici cât negru sub unghie. Făcură o amiază, luară și nițică legumă și le puseră la traistă și plecară. Aide, aide, mergând, povesteau și râdeau și cu ochii în toate părțile căutau. Când iată că deteră peste un pisoi, jigărit și urduros, îl luară și îl duseră acasă. Îl îngrijiră și îl crescură ca pe copilul lor. De ce trecea, de-aia se făcea mai frumos, până ce se făcu un cotoșman numai de drag să privești la el. Deci iată că dacă iei urâtul de pe stradă și îl îngrijești și îl iubești, devine frumos, nu? Ce face iubirea? Transformă, nu? Orice. Iubirea este panaceu universal pentru orice de pe pământul ăsta și cred că din tot universul. Nu mai puteau de bucurie oamenii, căci aveau și ei pe ce pune ochii în casa lor când se sculau dimineața. Mai înainte de asta, casa lor li se părea pustie. Cotoșmanul era un pisic cu minte. Șoarecii nu mai stăteau prin casa aceea. Când ședeau casnicii la lucru iarna, nopți de alea lungi și se spuneau la znoave și la ghicitori, cotoiul sta lângă dânsii și torcea. Când stăpâna casei făcea la ciorap, pisoiul se juca cu ghemul. Dacă nu-l încurca, ferească Dumnezeu! Cum făcea el, cum dregea, se juca așa de frumușel, încât ghemul nici nu se desfășura și nici nu se încurca. Câteodată îl lua în lăbuțele lui de dinainte, ținându-l ca un om. Și se trântea cu el pe spate, altădată își făcea să se dea de-a rostogolul, lovindu-l cu câte o labă și se reprezea după dânsul ca după șoareci. Când stăpânul casei se juca cu dânsul, ferite al sfântul să-l zgârie, parcă își pilise ghearele. Când îl mângâia, cunoștea el că îl iubește și se întorcea și el cu lăbuțele și mângâia pe stăpână-su. Dar tot cu ghearele ascunse, o mângâiere lină ca mătasea. Ce vrea să zică Marius? Deși putea să zgârie și așa, el era foarte delicat și foarte iubitor. Ce vrea să spună cu asta? Unor pisicile sunt și iubitoare. Ce drăguț! Da! Pe lângă acestea, era așa de cuminte încât casnicii îl lăsa să îngrijească de pui și să le dea de mâncare, iar cotoșmanul nici nu se gândea să se dea la ei. El nu era din cei care își bagă botul prin toate vasele. Cât despre oala cu smântână, nici pomeneală nu era să-l fi prins vreodată la ea. O să dea cu praștia prin bucățelele de friptură de pe grătar. Era un mulțoi cum nu este altul în ziua de astăzi. Deci iată că iubirea l-a sfințit pe cotoșmanul. Nu mult după aceasta, femeia se simți îngreunată, atunci să vezi bucurie pe casnicii, încât nu-i putea ține pământul. Aici poți să spui, Marius, de ce a rămas ea însărcinată? Probabil că a fost bună, blândă, îngăduitoare, Păi înțelegătoare. da, tocmai pentru că le-a luat pe cotoșmanul, l-a acceptat exact ce a zis, că la început ce spunea, că ea nu ieșea din cuvântul bărbatului nici când negru sub unghie.
Și bărbatul a zis, mergem pe câmp și luăm prima făptură care apare în calea noastră să fie copilul nostru. Și au întâlnit pisicul jegărit, un suros bolnav și l-au luat și ce-au făcut. L-au crescut ca pe copilul lor, l-au îngrijit, l-au iubit și uite că Dumnezeu a răsplătit, nu? Principalul lucru pe care l-a făcut ea a fost că a fost supusă. Deci Da. femeia care este nu este supusă este mândră și nu poate să facă copii. Da. Deci ăla a fost primul pas, da? Că nu ieșea din... era supusă, ai văzut, spunea, nici când negru sub unghie. Și al doilea pas a fost că a intrat în slujire, nu? Cu cea mai urâtă făptură pe care a făcut-o cea mai frumoasă, nu? Prin iubirea ei și dragostea ei împreună cu soțul ei. Foarte frumos. Iar când fu la facere, născu un copilaș gras și frumos și sănătos. Crescu copilul și se făcu mare. Nu se mai despărțea de pisoi nici cât ai da în cremene. Amândoi se jucau, amândoi mâncau la masă, amândoi se culcau. Părinților copilului nici nu le trecea prin minte să-l oprească pe cotoșman. Să-l oropsească pe cotoșman. Ba, încă îl îngrijeau ca și pe copilul lor, fiindcă ziceau ei, a intrat cu noroc în casa lor. Este urguliu, adică dobândiseră prin el un copilaș. Vezi că și-au dat seama și ei, că de la slujirea lor s-a născut acest copil. De la o vreme încoace, însă văzură că dau un dărât. Unde până aici era belșug în casa lor, acum ajunseseră negustorii grei ca fulgul de apă, cum se zice. Cu toate acestea, perechea de oameni nici nu se gândea crânti împotriva lui Dumnezeu. Ea era mulțumită că dobândise copil și alt nimic nu mai era. Deci iată că au ajuns să aibă greutăți, dar însă ce a făcut ea? Nici nu se gândeau să crântească împotriva lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu a venit iarăși să se scadă, să vadă, ia să vedem, se mențină în divin după ce le-am dat acest dar, nu? Încercările vieții. Mai trecut ce mai trecut și amândoi bătrânii dară ortul popii, rămânând în urma lor casa și o sărăcie luce. Copilul se alesese cu cotoșmanul. După ce văzu că nu mai are nici de unele, nici de altele și nici părinții, se puse pe plâns de ți era mai mare jalea de dânsul. Atunci cotoșmanul îi zise, stăpână, nu te credeam atât de slab de înger. Ești cu mine, nu te întrista așa de mult. Precum părinții tăi au îngrijit de mine, așa și eu sunt dator să îngrijesc de tine. Și precum tu nu m-ai dezlipit de lângă tine, nici cât ai clipit din ochi, așa și eu nu mă voi dezlipi de tine până ce nu te-ai căpătui și nu te-ai vedea om în rândul oamenilor. O clipă Păsănică, puțin. da. Deci, având grijă de pisoi, este exact ca povestea prințesei Da, ruse. m-am gândit. Da. La Exact fel. aceeași poveste, da, exact. Deci ca să vezi că este, adică oamenii aveau aceeași înțelepciune și au aceeași înțelepciune în toate culturile. Deci asta arată că nu există, suntem unul, nu contează că ești din Rusia, că ești din România, că ești, suntem unul și același un Deci, ca singur. să nască, ai nevoie de energie, de iubire. Exact. Dominanta la femeie este energia telurică. 80% este energie telurică. El are iubire puțin, 20%. Și ca să poată să nască, ea are nevoie de sacrificiu, de jertfă. Era supusă, dar mai trebuia ceva. Da. Și când a venit pisoiul, ea l-a tratat cu toată dăruirea. Și pisoiul i-a mai scos din iubire și a dat posibilitatea să nască. Da, să revenim un pic la ce ai spus tu, că femeia are 80% energie telurică și 20% divină, iar bărbatul invers are Invers. 80% energie divină și 20% energie telurică. Și atunci dacă ea reușește cu toată energia ei telurică să iubească divin bărbatul, atunci bărbatul oarecum îi dăruiește din energia lui divină și astfel ea poate să rămână Fac să schimburi, da. fac schimb. Îi dă putere bărbatului și el îi dă Exact. bunătate, blândețe, îngăduință, grijă, Wow, are iubire. sens. Deci are sens. Cum se susțin unii pe ceilalți. No, nu pot unul fără altul, să știi. Vezi, asta este adevărata echilibrare yin și yang despre care vorbeam noi, dintre bărbați și femeie.
El cu energia divină, ea cu energia telurică îl încarcă, el invers și tot așa și formează unitatea. Ce frumos! Foarte frumos! Păi să aminte, costojmanul nostru era năzdrăvan, băiatul însă rămase cu ochii blojdiți la dânsul când îl auzi vorbind. Plecară amândoi, costojmanul înainte, băiatul după dânsul. Ajungând într-o pădure, găsiră o scorbură și mai mare și o aleseră de locuință. Cotojmanul făcu un culcuș stăpânului său acolo, numai din fulgi de păsări, de se cufunda în puf când se culca. Îi aducea de mâncare, de băut, îi ținea de urât, spunându-i fel și fel de bazme și de snoave. El îi spunea ce va să zică cântecul greierilor, ce însemnează săritura lăcustelor prin iarbă. Îl făcea să înțeleagă că dragostea între frați este nesfârșită ca apa fântânii ce curge pe aproape de locuința lor. Când se plimbau amândoi prin câte un luminiș din pădure, ori ieșeau la câmp, îi arăta toate florile și le spunea pe nume. Copilul se dumirea de ce cocorii umblau înșiruiți strâmba, de ce rândulenele se duc și vin, de ce privighetorile cântă așa de frumos. Te apuca un record de groază când îi auzeai și cotoșmanul îi spunea peșat toate și îl făcea să priceapă de aici pe pământ că toate sunt cu rânduiala lor. Păi iată că muteam ăsta cotoșman, de fapt era un înger, nu? Care îl învăța exact ca un părinte. Scorpura o ținea așa de curată încât era milă să calci pe acolo. Să stăvea vreo goangă măcar pe la ei pe acolo. Cotoșmanul nu lăsa pe băiat să pune mâna pe nimic, toate el le făcea. Băiatul se făcu flăcău de însurat și zise pisoiului, Stăpâne, acum ți-a venit, și zise pisoiul, Stăpâne, acum ți-a venit vremea să te însori. Bine, să mă însor, răspunse flăcăiașul, dar eu n-am nici de unele. Sunt golan, precum o vezi, și sunt gol în căciulă și în trăistură. De asta să nu te îngrijești, că este de mine îngrijit de mai înainte totul. Tu nu mai să faci ceea ce ți-o zice eu. De azi înainte să știi că te numești Mătăhuz Împărat. Nu trecu mult după aceasta și cotoșmanul se duse și căută de aduse o fată să-și însoare stăpânul. Se vedea el că ochise, că se dusese drept pe o ciripie la palaturile unui boier mare. Cum ajunse la poartă, se dă de 3 ori peste cap și se făcu om. Deci iată că iarăși apar acele puteri miraculoase, mai ales pe care le-am mai întâlnit și în celelalte. Mătăcuți, mătăcuți împărat. Da. Ce drăguț. Așa, și se făcu om. Iar dacă dete ochii cu boierul, el zise, boierule, stăpânul meu, Mătăhuz Împărat, mergând la vânătoare, nu întâlnea decât păsărele mititele, nu era vânat, vrednic de împărat. El trecea înainte, lăsându-le să-și vadă de ușoare. Și ce trebuință am eu oare să știu dacă stăpânul tău, Mătăhuz Împărat, n-avea noroc la vânat? Să-ți dai cuvântul cu muierea, boierule, dar dacă vei voi să mă asculți până în sfârșit, vei afla că solia mea are să-ți aducă mare veselie. Ei bine, vorbește cât vei voi pentru că te ascult, dar nu știu de ce bag de seamă că în graiurile tale este ceva miorlăit. Păreri cinstite, boierule, precum vremea închisă zlămișlește visuri spăimântoase, așa poate că voi fi având și eu peri răi și te înșeală părerile. Bine, bine, sfârșește precum ai început, spuse boierul. Și așa, luminate boier, cum îți spuneam, stăpânul meu nu bagă în seamă podișcul de vânat, ci tot ieșea înainte. Răzbătu pădurea prin toate colțurile, dar părea că se vorbiseră toate legioanele ca să nu mai iasă de prin culcușurile lor. Scârbit de prostia fiarelor sălbatice ce stau pitulate, stăpânul meu hotărâ să se întoarcă acasă. Câteodată, pe piscul unui munticel ce se ridica semes din răstriștea pădurii, zări o căprioară sprintenă cu ochii blajini. Fu de aia ajuns o uitătură căci îi răpi inima. Stăpânul meu, Mătăhuz Împărat, se ia după dânsa. Căprioara fugi, el după dânsa, dar ea mai iute de picior îl lăsă
pe urmă și veni să se ascundă în culcușul ăsta, iar pe mine mă trimise să-i caut inima și să-i dau în mână pe hoțomana de căprioară. Pentru acestea am venit la dumneata și te rog să-mi dai ajutor ca să mă întorc cu ispravă bună. Mai da, Calderoi, mai spus tu, stăpânul tău mătăcuz împărat, mult trebuie să fi căutat până să găsească un puș ca tine. Pe mine, zice, vei pofti, boierule, dar să nu cazi în ispită să te atingi de împăratul, stăpânul meu, că uite, se face lucru dracului. Și nici că m-am gândit la una ca asta, dar împăratul, vânătorul tău, să vie să-și caute singur căprioara. Și fiindcă vorba duce, cotoșmanul și boierul stătură la taifa și se înțeleseră la cuvinte. Ei hotărâre să vină mătăhuz împărat și să dea ochii cu fața boierului. Întorcându-se cotoșmanul la stăpânul său, îi spuse cum a izbutit în solia lui și puseră la cale ca în sărbătoarea viitoare să meargă împreună. Băiatul nu putea dumiri cum de mergea el așa goloneț, iar cotoșmanul nu-i dea răgaz să se gândească la dăstea, ci îi lua cu vorba pe departe și cu cusuri subțire și îl făcea să priceapă care să fie fericit. Aici e vorba de credință, nu? Pentru că băiatul nu avea credință. Trecură zile ca ziua de ieri și veni sărbătoarea așteptată. Cotoșmanul luă pe stăpânul său și plecă cu el la pețit. Meseră ce meseră și ajunseră într-o pădure, aproape de palaturile boierului celui cu fata. Se opriră. Băiatul rămase adumbrit într-un crânguleț verde, căci era gol pistol. Iară cotoșmanul o rupse la fuga spre curtea boierului cel mare. Cum ajunse, începu a striga cât lua gura. Săriți, săriți, că ne-au jefuit hoții! Toți cu totul ieșiră să vadă ce s-a întâmplat. Cotoșmanul, abia răsuflând și cu spaimă în față, zise boierului: Da bine, boierule, în cuprinsul dumitale se poate ca în ziua amiaza mare să ne calce hoții? Unde? Cum? Ce s-a întâmplat? Întrebă boierul. Păi ce să fie? Ia că tocmai când veneam cu mătăhuz împărat, stăpânul meu, să-ți vedem fata, o ceată de haiduci puse mâna pe noi, a jăfuit pe stăpânul meu până la cămeșe, iar eu mă strecurai și pe aici mi-i drumul. Alergai într-un suflet să-ți dau de veste și să-ți ceră ajutor de la dumneata. Abia, uite, am scăpat cu zile. Vrei, strigă boierul, cum se poate una ca asta ca să jefuiască hoții pe aproape de palaturile mele pe mătăhuzul tău împărat? Să sară cu mic cu mare într-ajutor. Acum este deprisos, boierule, tâlharii au luat-o la sănătoasă. Mai bine dă-mi un rând de haine ca să duc stăpânului meu și să poată veni până aici. Cât pentru tâlhari, fii pe pace, că va ști el cum să facă pentru dânsii. Luă hainele cei de te boierul și se întoarse la stăpânul său. După ce îl îmbrăcă și îl învăță cum să se poarte la băier, plecă cu dânsul. Ajungând, îi ieși boierul înainte și îl primi cu toată cinstea. Când fură în casă, mătăhuz împărat se tot uita pe dânsul. Oamenii casei începură să șoptească și să-și dea coate, zicând, ori că este prea fudul acest mătăhuz împărat sau că este prost. Cotoșmanul băgă de seamă și zise boierului, mă rog să nu-ți fie cu supărare, dar stăpânul meu n-a purtat până acum așa haine proaste. Numai decât boierul porunci să-i aducă altele, muiate numai în fir. Până una alta, cotoșmanul se dete pe lângă stăpânul său și pe furii și dete ghion și șopti la ureche ce să se ție și să nu se tot mai uite pe dânsul așa ca proștii sau ca mojicii. După ce se îmbrăcă cu hainele cele bune, el se ținu bine și nu se mai uita asupra lui. Apoi intrară în vorbă și se isprăvi treaba cu bine. Și nici că nu se putea altfel, căci ginerile, deși era mătăcuz împărat, dară, boiul cel măreț, chipul cel bine făcut și alb ca zăpada, trupușorul lui cel tras ca prin inel și înalt ca un brad, făcea mai mult decât toată împărăția și decât toată boieria. După ce se hotărâ ziua de cununie, plecă. Până atunci, bietul flăcău se frământă cu gândul ce o să facă el și unde o să-și ducă mireasa sa.
Cotoșmanul nu-i dăduse răspuns să se mai gândească, ci cu felul lui de a fi fel și fel de glume și znoave, îi făcu gândurile să-și înveselească. Când fu ziua hotărâtă pentru cununie, se duseră iarăși amândoi. Boierul rămase încremenit. De unde se aștepta să vie cu oase și cu mărie ca un împărat măroc, îl văzu vin ca un cioflingar și a început a se îndoi și a se codi să dea fata după dânsul. Cotoșmanul mirosi îndată cum merge și retenia și luă boierul deoparte zicându-i: Boierule, să nu-ți fie teamă, unde ne vezi că am venit numai amândoi? Iaca, cum merge treaba? Curg foile de zestre ca ploaia la părinții lui Mătăhuz împărat, iar el nu voiește nici cu ruptul capului să ia pe alta fără decât pe fata dumitale. Părinții se împotrivesc la una ca asta. Eu însă i-am îndemnat și îndemn mereu să te aibă ca socru. Vezi că știu eu ce știu, casă ca dumitale și cinstită și lăudată nu se mai găsește pe lume. Și flăcău ca Mătăhuz împărat, ba, mai rar se găsește. Apoi casa ce o să ție astă pereche are să fie fără seamă. Pentru aceasta și stăpânul meu, ascultându-mă, s-a hotărât să o ia fără voia părinților și să se tragă de la moșiile lui, să trăiască acolo ca un boier mare. Frumos cuvinți tu, dar eu știu că binecuvântările părinților întăresc casele fiilor. Cum e Marius asta aici? Binecuvântările părinților. Cum ajută aceste binecuvântări ale părinților? Păi te ajută că, de fapt, un ale părinților sunt ale lui Dumnezeu. Deci tot ceea ce spune un părinte când binecuvântează susține copilul? Da. Și tot la fel și dacă nu binecuvântează și blesteamă, are influența asupra lui? Da, îi face rău. Îi creează un program de autodistrugere spre viitor, nu? Da, care rămâne acolo. Și se perpetuează mai departe și nu numai la copil, și la urmașii lui, nu? Da. Bun. Dar să știi că mai este și altă poveste, îi spuse Cotoșmanul boierului. Cu Sultan Vatra, casa ajunge să fie cu ușa prin pod și cu fereastra sub pat. Mai bine să muncești, să trăiești și ce-ți place să iubești. Cam ai dreptate tu, dar mă bat gândurile să mai amân nunta, spuse boierul. Fie și așa, nu mă împotrivesc eu, însă te sfătuiesc să nu pierzi din mână un juvaier ca acesta pe care ți-l trimite Dumnezeu. Norocul când pică omului, atunci să știe să-l apuce și să-l păstreze. Ei, haide că m-ai biruit cu limbuția ta. Toate fiind gata, se cununară și făcură o nuntă de se duse vestea în 7 sate. 3 zile și 3 nopți ținură veselia. A patra zi trebuie să meargă cu nunta la mâșile lui Mătăhuz împărat. Acesta se pierduse cu totul, nu știa ce să facă, nu știa ce să mai vorbească de rușine. Cotoșmanul se dete pe lângă dânsul și zise: Ține-ți firea, omule, nu fi copil. Am în grijă eu toate. Ție să nu-ți pese de nimic, să taci din gură și să te lași, să te duci unde îi zice eu. Mai veni nițel inima la loc lui Mătăhuz împărat când auzi graiurile cotoșmanului și nu se putea dumiri însă cum va face el și la ce moșie îl va duce. Toate se puseră la cale, toate erau pregătite pentru plecare. Ginerele și mireasa se urcară în căruță și porniră. Cotoșmanul însă apucă înainte și zise vizitiilor să se ție pe urma lui că el îi va călăuzi. Așa făcură, apucară pe câmpii unde mii de floricele împodobeau pământul. Vântul abia adia și clătina ușurel frunzele pomilor ce se aflau aici și colo în calea lor. Brotăceii o răcăiau în depărtare. Din când în când cucul cânta partea dreaptă, păsările ciripeau, iar privighetorile prin crenguțele înflorite treceau niște geamparale de țiloau auzul. Cotoșmanul mergea înainte și așa iute, încât călărețul nu se putea ține după dânsul. Aici piera ca o nălucă, aici se învârtea înapoi și făcea semne pe unde să se apuce. Păsăminte călăuzind, el făcea dresurile înainte.
Întâlnind cirezile de vite ale unor zmei, el spuse văcarilor ca să zică, când îl vor întreba cineva ale cui sunt cirezile, că de unde, de neunde, pierirea-i capul se va cădea peste dânsii de la Dumnezeu și va fi groaznic. Întâlnind turmele, spuseră aceștia ciobanilor ce să zică și ei, căci de unde, de neunde, muma pădurii va chinui băgându-le mâinile în căldarea cu jeratic până vor muri și sufletele lor vor ajunge la munci nesfârșite. Aici le vorbea despre iad, nu, Marius? Că sufletele lor vor ajunge la munci nesfârșite. Da. Bun. Vieții oameni de spaimă și știind că gura nu-i ține chirie, spuse celor ce îi întrebară, precum îi învățase cotoșmanul, care era în chip de om. Ajungând căruțele, oamenii mirese îi întreabă pe văcari când văzură sumedenia de cirezi. Ale cui sunt cirezile acestea, fraților? Ale cui să fie, răspunseră văcarii? Iată, sunt ale lui Mătăcuz împărat. Se minunară toți de bogățiile acestui împărat, mergând mai înainte de tără și de turmele de oi. Și acestea erau la fel de multe, încât nu le puteai cuprinde cu ochii, întrebând, ale cui sunt aceste turme, prietenilor? Ciobanii răspunsele, ei, Doamne, ale cui să fie? Ale lui Mătăcuz împărat și sunt încă, și acestea încă nu-s nimic. Când auziră una că acestea toți se loviră cu mâna peste falcă. Ei nu mai putură să-și stăpânească mirarea și fericirea pe mireasa că a dat-o peste, că mireasa a dat peste un bărbat atât de june, de frumos și de bogat. Iar Mătăcuz împărat tăcea mâlcă și înmărmurit de cele ce vedea. Auzea și se părea că visează, iar că nu este aiebea ceea ce se arată ochilor săi. Cotoșmanul se mândrea și se pălea cu bogățiile stăpânului său. Când iară nu se mai văzu, nu se știe ce făcu, parcă intrase în pământ. El însă dete o repezitură înainte și ajungând la palaturile zmeilor, pe ale căror moșie era, le zise cu grai îngrozit, fugiți zmeilor și vă ascundeți că iată vine Ilie Pălie să vă potopească, să vă purjolească și după el Lucefendru să vă ia la sflenghereu. Record de groază cuprinseră pe zmei când auziră că pe neașteptate o veste așa de primejdioasă se abate asupra lor. Nu știau încotro să dea deoparte până ce va trece acest purjol ce le spunea cotoșmanul. Acesta se prefăcu a le fi prieten și a le da sfaturi bune. Vorbele lui atâtea îi amețise, încât de spaimă părea că le luase pânza de pe ochi și se pierdură cu totul. Atunci le zise cu grăbire și cu o prea făcută grijă. Veniți, veniți, maiute încoasă, vă ascund eu în firea asta de paie din bătătură. Bieții zmei atât se speriară, încât nu mai știau ce să facă. Se lăsară să-și ia și să se ascunză. Cotoșmanul îi băgă în firea aia de paie și le dete foc. Îndată văpaia se urcă până la cer, iar vieții zmei țipau de usturime în para focului de să le plângi de milă. Țipară ce țipară, dar odată cu focul ce li se stinseră și lor glăsuciorul și se făcură scrum. Atunci aca și nunta intra pe poarta palatului. Slujile spuseră și ele, după cum le învățase cotoșmanul, că palatul acestea sunt pe moșile lui Mătăhuz împărat. Când intrară în palat, ce să vezi dumneata? Bogăția de pe acolo era acolo, păreți erau numai aur poleiți, pardoseala era de cleștar, iar învălitoarea era din plumb. Și se mirară o tonă de oameni ce însoțiră și mireasa. După ce se așezară tinerii, oamenii se întoarseră la boier și povestiră tot ceea ce văzură. Boierul nu se căi că și-a dat fata la Mătăcuz împărat, iar aceasta se mira de unde până unde se vie lui acea bogăție. Trăiră în pace și veselie, perechea nuntită și o trăi și astăzi de n-or fi murit. Sfârșit. Da. Ciudat este că trebuie să ai atâta bogăție ca să te iubească o femeie. Deci asta vrea să spună, nu? Că un bărbat poate să fie iubit numai dacă este bogat. Dacă este Asta bogat, e. dacă îi asigură, dacă o atrage material. Deci iubirea femeii este condiționată.
Și ce este în spatele acestei iubiri ale femei? Că noi am mai discutat, Marius, E de... condiționată, adică nu poate să iubească necondiționat. Da. Dar din ce nevoia ei vine? Din nevoia de supraviețuire, de protecție pentru copii, de... Nu. În momentul în care iubește condiționat, ea este mărginită și este vulnerabilă. Da. E vulnerabilă. Deci, din nevoia de vulnerabilitate, aparent pare un rău, dar în sine este un bine, pentru că ea întotdeauna va considera pe bărbat puternic. Și va face totul ca să-l cucerească dacă îl iubește. Dar iubirea ei va fi mai mărginită, adică interesată. Ea e ca pisica, seamănă foarte bine cu pisica. E foarte preocupată de binele propriu, de plăcerile ei și le pune pe primul plan. Le fixează și dacă ceva nu corespunde idealurilor ei, dă la o parte. Și ce poți să ne spui despre personajul acesta cu tăjmanul în străban, care a făcut totul numai prin gânduri și prin înțelepciune? Nu chiar este important aici. El a fost o lucrare care l-a ajutat pe bărbat să impresioneze femeia. Dar nu prea corespunde că a fost ajutat de către Cotoșman. În mod normal, trebuie să bărbatul, ca să fie bărbat, trebuie să învingă greutățile, să omoare zmeii, să învingă pe ghionoare. Deci are greutăți pe care trebuie să le treacă. Da, dar asta oare nu vrea să arate așa pe subtil că binele pe care l-au făcut părinților, pentru că au făcut un bine, da, la aceste pisici, a creat un program sănătos de viață care l-a susținut pe el, Da, pe este adevărat, dar uite-te că problema esențială este raportul de bărbat și femeie da. în viața de zi cu zi. Și dacă femeia ajunge să iubească numai condiționat pe bărbat acolo, atunci n-am făcut nimic. Da. Adică el va fi tot timpul nefericit. Va primi energie doar condiționat. Când ea nu-l mai iubește, nu-i mai arată dragoste și el decade. Și din cauza asta el se duce în altă parte. Dar s-a potrivit foarte bine cu ce a zis doamna înainte. Deci, Deci ca să faptul le că spun, da. da. Deci el se duce în altă parte ca să primească dragostea care nu primește acasă. Deci asta este cauza. Da, ai Și pentru că femeia este prea orgolioasă, își caută numai adevărul ei, dreptatea ei, binele ei și din cauza asta nu poate să iubească necondiționat. Adică indiferent ce se întâmplă, să-l iubească pe bărbat. Că numai atunci va transforma bărbatul și va face un bărbat ideal. Deci bărbatul ideal e făcut de femeia ideală. Dacă femeia nu este ideală, bărbatul nu poate să fie ideal. Adică bărbatul vorbește despre ea, cum este ea, așa el. Da. Deci dacă te uiți la un cuplu și vezi bărbatul, știi cum este și femeia, nu? Automat, îți dai seama. Da. Exact ca și când te uiți la copii, știi exact cum este mama. Că și la copil, dacă te uiți, știi exact cum este mama. De ce toate sunt legate de femeie, Marius? Datorită acestei energii telurice foarte mari, care trebuie să fie ponderată. Și De aceea echilibrată. toată lumea și tot universul se preocupă numai cu ea, cu femeia. Se salvează universul dacă este dusă smerită. Altfel murim cu toții. Deci ce rol divin Da, are? adică și stelele și planetele, totul se spulbere. Găurile negre, femeia are puterea să distrugă tot. Ce gaură neagră, ce gaură neagră în fața femeii nu rezistă nimic. Nicio forță. Da, Marius, în încheiere aș vrea să le spunem oamenilor despre următoarea tabără pe care o să o facem noi împreună de la Șinca Veche, din data de 26, 27, 28 martie. Pentru cine dorește să se înscrie, poate să-mi scrie mie personal, pe canalul de YouTube sau pe pagina mea de Facebook și vom crea și evenimentul. O să-l punem și pe pagina ta și pe pagina mea. Și ne vedem săptămâna viitoare din Egipt, de pe Marele Mării Roșii. Am să-mi iau cărțile cu mine și pe Liecioare și pe Frumusețe în Dar și poate reușim să facem vreo două episoade de acolo. O să... Depinde de conexiune.
Mai văzut că am reușit și data trecută. Dacă închizi imaginea. Poftie? Dacă închizi imaginea. Da, este conexiune, că am făcut și data trecută. Am făcut vreo 3 episoade anul trecut când am fost exact de pe Mările Roșii, Mările Roșii, pentru că era Wi-Fi și pe plajă, era. Da. Doar de pe Muntele Sinai nu pot. Aș fi vrut să facem un episod de pe Muntele Sinai, ar fi fost superb, exact de acolo de unde a primit Moise cele 10 legi divine, numai că merg cu grupul și nu o să am această posibilitate. Bine, Marius Constantin, îți mulțumesc, îți doresc o zi frumoasă și stabilim săptămâna viitoare în funcție de fusul orar de acolo și cum ești tu liber și să facem măcar 2 episoade. Bine, mulțumim. Mulțumesc! Mulțumesc!